Salutare fetelor și bine ați revenit! În episodul de astăzi vorbim despre corecția feței folosind produsele cremoase. Corecția feței nu înseamnă decât să ne scoatem în evidență trăsăturile care ne plac și să încercăm să le ascundem pe cele care nu ne plac. Bineînțeles, corecția feței se face în funcție de forma feței. Eu am forma feței ovale. Make-up artiștii spun că să machiezi o față ovală este cel mai ușor. O să încerc astăzi. Și să începem. Pentru început, pentru că eu am ten un pic roșu, cu cupe roze, voi folosi un corector verde. Nu vă speriați, nu o să arătați ca Grinch sau Hulk, pentru că o să estompăm foarte bine. Și este foarte simplu. Acest corector verde ne va folosi să acoperim zonele problematice. El arată destul de verde, dar peste acesta vom aplica un alt corector de culoare a pielii care îl va acoperi. Iar acum, pentru a acoperi aceste umbre verzi, vom aplica un corector de culoare a pielii. Așa, un pic mai puțin, nu foarte mult. După ce am aplicat aceste două corectoare, vom aplica fonul de ten. Iar acum să trecem la partea cea mai complicată. Vom folosi aceste batoane corectoare de la Melchior, batoane cremoase. Atunci când le cumpărați, trebuie să fiți foarte atenți, să alegeți nuanța potrivită. Au două părți, una mai deschisă, care o vom folosi pentru iluminare, să scoatem în evidență trăsăturile care ne plac, și una mai închisă, să ne ascundem trăsăturile care nu ne prea plac. Așadar, partea mai închisă, întâi o vom aplica zona sculelor, uite aici, de la mijlocul urechii spre, așa, spre mijlocul feței. Pentru că eu am o frunte destul de lată, vom contura un pic și linia părului. Și la fel vom contura zona gâtului. Și cea mai complicată parte din punctul meu de vedere este să conturăm nasul, adică să tragem aceste două linii în aceste două zone pentru ca nasul nostru să pară mai mic. O să încerc! Și acum vom estompa produsul folosind un beauty blender, adică un burețel care a fost umezit. Acum vom folosi batonul corector de culoare deschisă. El va fi aplicat în zona T, adică pe frunte, pe vârful nasului, pe această direcție, sub ochi pentru a ilumina și un pic aici pe bărbie. După ce am aplicat produsul, la fel îl vom estompa folosind beauty blenderul. Pentru că produsele noastre cremoase sunt destul de hidratante, fața mea lucește un pic, așa că pasul cu pudră nu am cum să-l sar. Corecția feței am terminat-o, dar eu nu ies din casă fără un pic de iluminator. Există câteva secrete pe care trebuie să le știți despre iluminator. Acesta, în primul rând, se aplică pe părțile pe care vreți să le scoateți în evidență. Ce să fie? Obrajii, bineînțeles, un pic de lumină și un pic linia lui Cupidon. Apropo, știu că ați văzut la make-up artiști că aplică iluminatorul pe nas, dar dacă nu vreți să vă scoate în evidență nasul, atunci mai bine nu faceți asta. Atât pentru astăzi, eu sper că acest episod v-a fost util, așa că încearcă să-ți faci corectarea feței singură acasă, cu siguranță o să-ți reușească. Mulțumim magazinului Melchior pentru produsele cosmetice și Meli Melo pentru accesorii.